toată lumea, bine ați venit! Bună ziua din partea departamentului. Părintele Boiciuc, secretarul general al Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Doamna Maria Bocor, președinta filialei județului Hunedoara a Uniunii și consilier local la Comuna Zam. Haideți copii. Haideți. Tradițional așa v-am prezentat cu o pâinică și o încățare și bine ați venit în Comuna Zam. Poftiți. Mulțumesc tare mult. Mă rog. Haideți să luăm și noi. Da. Doamna Aldea, vă rog, curaj. Haideți. Doamnă, vă rog frumos să gustați din pâinea și sarea noastră. Domnișoară, domnul, vă rog frumos, operatorii. Bine, dacă suntem intrat, da? Da? Vă rog. Să începem manifestarea noastră creștinește, de aceea îl invit pe preacucernicul părinte Vasile Boiciuc să spună Tatăl nostru atât în limba ruteană cât și în limba română. Vă rog. Vojně Otca i Syna i Svatého Ducha, Otče náš, že jest na nebesích, na svatých zemi Tvoje, da prejde carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, jako na nebesích, tak i na zemi. Hlib náš nasušný, daž nám dnes i ostavi nám dlouhy naša, jakože i my ostavljajem dlužnikom našim, i ne vovede na svoje iskušenje, no izbavi nas od lukavoho. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui, Fiului, Sfântului Spirit, acum și curuia și în vecii vecilor. Amin. Permiteți-mi să continuăm deschiderea cu interpretarea imnului rutenilor din România. Doamna Viorica Boiciuc, vă rog. Oi, spivaiu, spivano, ce spivaiu poruste, mai lete miruste, bolos domoi maruste. Oi, spivaiu, spivano, ce dai budu spiva. Avem venit prenosele, pot capa
imnul a fost interpretat de grupul nostru folcloric vocal de la Peregu Mare, condus de doamna președintă a filialei Arada Uniunii Culturale a Rutenilor din România, Viorica Boiciuc. Vă rog să luați loc. Fac o serie de prezentări ca să știți la cine ați venit. Este comunitatea rutenilor din satele Pojoga și Sălciva, comuna Zam, județul Hunedoara. Noi, rutenii din România, în general avem o colaborare deosebită și cu autoritățile centrale și cu autoritățile locale și evident că nu pot decât să subliniez activitatea domnului primar Nistor Sorin, primarul comunei Zam. Doamna Maria Bocior este consilier local din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România, precizez acest lucru, pentru că sunt situații în care din partea minorităților se mai înscriu în diverse partide și sunt consilieri, ceea ce nu este rău, deci nu ca ceva peorativ spun acest lucru, dar ne mândrim cu faptul că este de pe lista noastră. De altfel, în toate localitățile unde am candidat, am și obținut demnitatea de consilier local. Este vorba de Dărmănești, județul Suceava, Bistra, județul Maramureș, Peregu Mare, județul Arad și, evident, aici, în comuna Zam, județul Hunedoara. În mijlocul nostru este și domnul ministru, subsecretar de stat la Ministerul Muncii, domnul Francis Gal, din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România, care este și vicepreședintele Uniunii. Preacucernicul părinte Vasile Boiciuc este secretarul general al Uniunii. Doamna Svetlana Petrețchi-Mureșan este președinta organizației de tineret a Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Mai activează prin sală, pregătind partea a doua a manifestării noastre și doamna Maria Comșa, secretar general adjunct al Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Și iată, în sală avem bucuria să fie prezente rutence active și atașate de Uniunea Culturală a Rutenilor din România, doamnele noastre din satele Pojoga și Sălciva. Evident că nu am putut invita pe toată lumea și sigur că și în funcție de serviciu și de timpul pe care, îl au. Acum, doamna Andre, în funcție de cum spune și domnia voastră, eu m-am gândit că o să facem să fac eu o scurtă prezentare istorică a rutenilor în general. Va spune mesajul de salut domnul primar, domnul subprefect va ajunge și domnia sa la manifestarea noastră și sigur că va încheia doamna Maria Bocior vorbind la modul concret în numele rutenilor din cele două localități. Dacă îmi permiteți cu această desfășurare, mulțumesc, eu voi începe. Deci noi rutenii suntem un popor a cărui istorie se pierde în negura timpurilor. Încă din antichitate s-a vorbit de ruteni, apare numele sub această formă etnică menționat în lucrarea celebră a lui Caesar de Bello Gallico, în Pliniu cel Bătrân, Historia Naturalis. Se spune că rutenii erau un trib, avem onoarea să-l primim pe domnul subprefect. Se dorim, vă rog, domnul subprefect. Scuze de întârziere, dar traficul
Vă rog. Prima. Deci, există o ipoteză potrivit cărora rutenii de astăzi sunt urmași ai unei populații celtice slavizate în nordul Carpaților păduroși, cam unde se întinde astăzi Podcarpatska rus. După acel sistem binecunoscut în cazul bulgarilor, în care bulgarii de astăzi, din punct de vedere etnic, să zicem, nu au nimic de a face cu protobulgarii, au fost slavizați și au luat doar numele populației respective. Cele mai multe știri despre ruteni le găsim la sfârșitul mileniului 1 după Hristos, când apar într-o serie de documente semnificative, mă refer la Gesta Hungarorum, faptele ungurilor, mă refer la Paves Vremenuch Let, povestea vremurilor de demult, mă refer la almanacul Hildersheim. Dacă observați din această înșiruire a mea, vedeți că, practic, rutenii sunt pomeniți în documente diferite, oarecum depărtate în timp unele de celelalte și din zone și medii diferite. Menționez acest lucru pentru că mai târziu vom vedea că sunt unii care neagă existența rutenilor ca popor de sine stătător. În Evul Mediu, în Podcarpatska rus, au trăit ce este leagănul civilizației rutene. Podcarpatska rus este acel teritoriu care astăzi se întinde de la Munkacevo-Ușgorod, în partea de vest a Ucrainei de astăzi, până spre Lvov-Cernăuți, partea de est a țării de care am amintit. Acest teritoriu, în Evul Mediu, a fost un voievodat de sine stăzător. Rutenii erau organizați, înclinezate și voievodate, asemănător cu cele pe care le cunoaștem în organizarea din Evul Mediu a românilor. Feodor Coriatovici este prima mare personalitate ruteană pe care trebuie să o amintim. În Evul Mediu târziu, ca să fac un salt în timp, voievodatul rutenilor ajunge, pe de o parte, o perioadă sub suzeranitatea regilor Poloniei, apoi sub suzeranitatea regilor Ungariei, pentru ca în momentul în care Austria se întinde spre partea de răsărit a Europei să fie la sfârșitul secolului al XVII-lea, cam în aceeași perioadă în care Transilvania a fost ocupată de Habsburg și Podcarpatska Rus a intrat în componența Imperiului Austriac. Sigur că viața rutenilor în Imperiul Austriac a fost și cu bune și cu rele, așa cum se întâmplă de obicei. Viața nu poate fi privită doar la modul pozitiv, așa cum nu trebuie privită nici doar la modul negativ. Rutenii și-au cam pierdut identitatea în Evul Mediu, aproximativ așa cum s-a întâmplat cu românii din Transilvania prin catolicizare. Dar unirea cu Biserica Romei a salvat identitatea ruteană și în felul acesta s-au deschis o serie de școli în limba ruteană, au mers la universități la Viena, la Colegiul Santa Barbara, înființat de împărăteasa Maria Tereza, tocmai pentru credincioșii greco-catolici ruteni și români și, nu în ultimul rând, dar propaganda fide de la Roma. În anul 1848, erou național al rutenilor, un preot unit din Preșov, Alexander Duhnovici, a ridicat steagul libertății și pentru o perioadă foarte scurtă de 3 săptămâni, în 1849,
a fost proclamată independența Rudeniei. Academicianul Paul Robert Magoci, vedeți aici cartea acestuia Poporul de niciunde, o aveți fiecare dintre dumneavoastră în pachetele acelea pe care vi le-am pregătit cu cărți despre istoria și activitatea noastră, menționează că aceasta a fost prima renaștere națională a rutenilor din Pontosul rutean. Cea de-a doua renaștere națională începe în anul 1918, când se prăbușesc marile imperii și apare Europa națiunilor, Podcarpatska Rus este înglobată în Cehoslovacia, inițial cehii prin Thomas Masaryk ar fi vrut să facă o federație de trei, cehă, slovacă și ruteană, dar slovacii s-au opus cu foarte mare îndârjire și a fost doar o federație cehoslovacă, deci din două popoare, dar în cadrul acestui stat, rutenii s-au bucurat de o largă autonomie, mulțumesc, și o viață școlară, viață editorială, presă, teatru, tot ce se putea. Doar atât că nu se vorbea despre un stat propriu-zis rutean în cadrul Federației Cehoslovace. Sigur că trebuie să menționez și dacă cineva dintre dumneavoastră va considera că este lipsă de modestie, vă rog să mă iertați, afirmarea națională a rutenilor în cadrul Imperiului Austro-Ungar s-a bucurat foarte mult și prin activitatea preasfințitului Iuliu Firțac, episcop de Muncacevo, care am descoperit că a fost văr primar cu străbunicul meu Gheorghe Firțac, venit în Valea Jiului la sfârșitul secolului al XIX-lea din satul Bilca, din Podcarpatska Rus. Și sigur că nu pot să nu mă mândresc cu această ascendență. A venit fatidicul an 1939 cu celebra înțelegere Ribbentrop-Molotov, care practic a împărțit Europa în sfere de influență germană și sovietică. Sovieticii au ocupat partea de est a Poloniei, au înglobat-o în Belarus și în Ucraina. După cel de-al doilea război mondial și-au luat și dobânda. Dobânda a reprezentat-o Prusia Orientală sau ceea ce astăzi se numește regiunea Kaliningrad, care 1500 de ani a fost teritoriul german și este leagănul civilizației germane, dar și astăzi este o exclavă rusească situată între Polonia și Lituania. Și ceea ce este și mai trist pentru noi este că au luat ca dobândă și Podcarpatska Rus. I-au schimbat numele din Podcarpatska Rus în Zakarpatia și au venit cu celebra teorie stalinistă, ce ruteni? Nu există ruteni. Rutenii sunt ucrainienii din vechiul Imperiu Austro-Ungar. Ceea ce evident este o falsitate, nu este un adevăr. Ucrainienii n-au avut o bază etnică proprie a lor niciodată, așa cum nici austriecii n-au avut o bază etnică a lor, că s-au desprins din etnia germană și statul austriac s-a dezvoltat separat de statele germane. Același lucru s-a întâmplat și cu Ucraina. De aici să nu înțelegeți cumva că vreau să spun că astăzi națiunea ucraineană nu există și că n-are dreptul la existență. Dimpotrivă, suntem susținătorii ideii că Ucraina trebuie să fie suverană și independentă și atacul rusesc împotriva Ucrainei a fost început în 24 februarie 2022, un os amavolnic și nedrept și care încalcă toate principiile democrației în secolul 21. Ei, toată această situație a durat oarecum până în 1989, când, după periodizarea aceluiași profesor Magoci, vorbim despre a treia renaștere națională a rutenilor, pentru că în perioada 1945-1989 rutenii,
ca identitate etnică și ca și confesiune au fost interziși. Se știe că la presiunea URSS Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii și după 1989 rutenii sunt din nou recunoscuți, există ca atare în Polonia, Cehia, Slovacia, Serbia, Croația, Ungaria și nu în ultimul rând în România, ca organizație începând cu anul 2000, când am obținut și reprezentarea parlamentară. Există un congres mondial al rutenilor, pentru că nu avem o țară mamă, dar în congresul mondial al rutenilor se afirmă de fiecare dată că rutenii sunt cetățeni loiali ai țărilor unde trăiesc. În fiecare țară se afirmă acest lucru și în mod evident că noi în Congresul Mondial ne bazăm pe afirmarea identității rutene prin cultură, tradiții, istorie, promovarea limbii, deci în niciun caz prin secesiune, separație sau alte acțiuni care să aducă prejudicii acelor țări unde rutenii trăiesc în ziua de astăzi. În perioada dintre întrunirile Congresului Mondial al Rutenilor există un Consiliu Mondial al Rutenilor care se întrunește trimestrial, unde și Uniunea Culturală a Rutenilor din România este reprezentată de subsemnatul și unde desfășurăm cu foarte mare bucurie o activitate deosebită cu rutenii de pretutindeni. În același timp trebuie să menționăm că noi, rutenii din România, suntem cetățeni români responsabili, că nu există nicio contradicție între calitatea de etnic rutean și cea de cetățean român și toți trebuie să trăim în pace sub soare, acela soare ne încălzește din fericire pe toți și doar înțelegerea ne poate aduce o bunăstare și o mulțumire sufletească. Tocmai de aceea noi rutenii din România am condamnat cu foarte mare hotărâre ceea ce s-a început în 24 februarie 2022, atacul împotriva Ucrainei. Suntem solidari cu rutenii din Ucraina, unde sunt cei mai mulți ca număr coetnicii noștri, dar în același timp cu poporul ucrainean în totalitatea lui. Nu se poate accepta așa ceva. Dacă într-adevăr autoritățile ucrainene au făcut greșeli, existau alte modalități. Se putea Rusia adresa Organizației Națiunilor Unite, se putea adresa Consiliului Europei, unei organizații internaționale binecunoscute, Amnesty International, dar în niciun caz nu pe calea armelor și nu prin război. Mai mult decât atâta, noi am dus și ajutoare din partea unii noastre în Ucraina. Ne-am întâlnit pe graniță cu Nicola Bobineț, liderul rutenilor din Ucraina și reprezentantul organizației rutene din Ucraina în Consiliul Mondial al Rutenilor. Și sigur că toate acestea sunt firul roșu al activității pe care noi o desfășurăm și în același timp ne exprimăm gratitudinea față de poporul român pentru generozitatea sa, că ne putem afirma identitatea și suntem într-o relație deosebită cu instituțiile fundamentale ale statului român, Parlament, Președinție, Guvern, în cazul de față și Departamentul pentru Relații Interetnice, care este un organism specializat al Guvernului României, tocmai pentru problemele noastre și sperăm să putem continua în felul acesta. Bună ziua tuturor!
Mulțumesc pentru invitație. Domnul prefect nu poate fi aici, fiind și un alt eveniment, ci fiind vorba de vizita DERI și de o minoritate etnică, m-a delegat pe mine. Îmi pare rău că n-am fost prezent la întâlnirea pe care ați avut-o comunitatea maghiară și pe care eu o reprezint în calitate de președinte executiv al UDMR Hunedoara. V-ați întâlnit cu colegii mei, mi-au povestit. Și în același timp mă bucur că m-a invitat, domnul Fiță, ne-a invitat, sunt aici de față să laud activitatea dinșilor, pentru că ne leagă o veche colaborare personală ale comunității, dar și instituțională. Partea instituțională, pot să spun că instituția prefectului este deschisă față de toate comunitățile care conviețuiesc în cel mai bune relații în județul Hunedoara în ultimul timp. Există o colaborare bună între instituția prefectului și reprezentanții minorităților. Nu toate minoritățile, așa cum știți, au organizație reprezentativă, dar indiferent de etnia pe care au, și mai ales și domnul Fița spunea de Valea Jiului, de unde au venit, sunt foarte multe minorități. M-am născut, am crescut în Valea Jiului și pot să spun pe propria piele sau pe propria experiență că nu există o diversiune sau probleme interetnice așa cum există în alte județe. Aici avem o bună colaborare cu toții ca cetățenii ai județului Hunedoara, ca și colaborare interetnică, pentru că din punctul meu de vedere, și ca și etnic maghiar, dar și ca și subprefect al județului Hunedoara, dacă comunității hunedorene le este bine, comunitatea hunedoreană, județul Hunedoara, comunitățile se dezvoltă, atunci tuturor cetățenilor, indiferent de etnie, le este bine. Iar diversitatea culturală pe care fiecare din noi o aducem în această comunitate, eu cred că este o valoare a județului Hunedoara, aduce un plus cultural și acest lucru îl facem prin instituția prefectului, să sprijinim comunitățile pentru păstrarea identității, pentru dezvoltarea proiectelor culturale. Bineînțeles, nu suntem o instituție care să acorde finanțare, dar fiind reprezentant al Guvernului în teritoriu, veghem asupra respectării legalității, a drepturilor cetățenilor de diverse etnii și dacă e nevoie de parteneriatul nostru, întotdeauna este deschis, acest lucru știe și domnul Fița și celelalte comunități, suntem deschiși ca reprezentant al statului în teritoriu să ajutăm proiectele lor, să ajutăm ca cetățenii să își declare apartenența la cetățenie. În acest an a fost un an important din acest punct de vedere, să adenăm recesământul populației și asta am făcut, am îndemnat fiecare cetățean să-și declare conviețuirea lui sau apartenența lui la comunitatea de care aparține, la religia la care aparține, ca așa cum spuneam, chiar și pornind de la devizul Uniunii Europene, unitate în diversitate, acest lucru putem să spunem și în județul Hunedoara. Departamentului Relațiile Interetnice din Guvernul României, domnul legal Francis, ministru subsecretar de stat, domnule subprefect Shell Lorenz, domnului Fița Gheorghe, profesor doctor și președintele Uniunii Culturale a Rutenilor din România, domnului Boituc Vasile, domnișoare Svetlana, dacă am reținut bine, am o problemă cu a reține din prima numele, distinși oaspeți, vă rog să-mi permite să vă urez bun venit în Comuna Zam, din partea comunității rutenilor din Comuna Zam și nu numai din partea comunității rutenilor din Comuna Zam, a tuturor cetățenilor Comunei Zam. Să știți că este o mare onoare că această întâlnire se desfășoare în Comuna Zam, și este o mare onoare să vă avem ca oaspeți. O să fiu scurt, colaborarea și conviețuirea cu comunitatea ruteană este extraordinară. Eu sunt primar de 10 ani de zile. Credeți-mă că am avut nenumărate activități împreună cu Uniunea Culturală a Rutenilor din România, atât la nivel de comună, cât și unde am fost invitat și am participat cu mare plăcere. Despre dânsi și ce pot să spun? Probabil că o să spună doamna Maria mai multe. Sunt niște oameni deosebiți. Este o comunitate deosebită. Harnici, cinstiți și un model demn de urmat. Mai ales că în urma venirii
comunității rutenilor în satele Sârciva-Pojoga. S-au creat familii mixte, demografic am crescut și a fost un plus extraordinar de mare pentru Comuna Zam. Ne bucurăm tare mult să vă avem alături și să vă avem ca oaspeți. Poate că ar fi fost normal să se desfășoare această întâlnire la Sârciva și Pojoga, acolo unde, dar din păcate nu, condițiile nu ne permit acolo, căminele sunt mici și nu avem chiar condiții. Ne gândim la acest lucru de a dezvolta și moderniza căminele culturale, dar datorită fondurilor restrânse nu am putut să... Încă o dată vă spun bun venit și vă mulțumesc că sunteți prezenți aici alături de noi. Am omis să vă spun și este foarte important, îmi cer scuze. Sigur că noi din anul 2000 avem reprezentare parlamentară în grupul minorităților naționale. Avem și în momentul de față, din nefericire, deputatul nostru Iulius Firțac nu poate fi prezent la această manifestare, pentru că la Comisia de Buget Finanțe, unde el este secretar, are o întâlnire foarte importantă cu Banca Mondială, unde se discută problema aceea pensiilor speciale și mai știu eu ce alte probleme au la ordinea de zi și, din nefericire, nu poate să fie prezent aici. Dar, pe lângă DRI, tot avem reprezentare de la vârf. Domnul ministru subsecretar de stat Gal Francisc este prezent aici. Vreau să fac o mențiune specială. Am avut și eu ca persoană și Uniunea Culturală a Rutenilor din România o relație specială cu tatăl domniei sale, Gal Francisc Oscar Senior, membru simpatizant al Uniunii Culturale a Rutenilor din România, dar această simpatie a lui s-a concretizat în Apocalipsa Ruteană, un roman în două volume. Volumul întâi deja este tradus în limba ruteană, volumul 2 este în curs de traducere și evident că vom încerca să-l difuzăm și printre rutenii de pretutindeni. Domnule ministru Gal, vă rog. Bună ziua! Mă încarcă o emoție și o bucurie în același timp că sunt astăzi alături de dumneavoastră. După cum spune domnul președinte Firțac, de 20 și ceva de ani activăm împreună pentru dezvoltarea activității Uniunii Culturale a Rutenilor din România, atât pe plan național cât și pe plan internațional. În toate filialele în care activăm, filiala de aici, din Zam, județul Doara, Perecu Mare, județul Arad, Mânești, județul Suceava și Bista, județul Maramureș, promovăm întărirea relațiilor în comunitate, întâlnirea relațiilor între membrii comunității și majoritate, prin promovarea tradițiilor, culturii, limbii și spiritualității rutene. Mă încearcă o emoție suplimentară pentru că este alături de noi și doamna reprezentantă al Departamentului pentru Relații Interetnice, pentru că la foarte multe acțiuni organizate de DRI am participat și cea mai frumoasă recunosc de ani de zile este proiectnica Sighișoara, în an de an am participat și mulțumesc pe această cale și televiziunii române, partenerilor media acestui eveniment, pentru că au promovat la un nivel excepțional acest eveniment. Ce să pot să spun? Pentru că faptul că ne bucurăm că la nivel local Uniunea Culturală a Rutenilor din România este reprezentată la nivel de consilier local. Ne bucurăm pentru că din acest an, de anul trecut, intrând guvernul, grupul parlamentar al minorităților naționale, intrând la guvernare, am reușit obținerea a 6 posturi de subsecretar de stat la mai multe ministere, precum și a 4 posturi de subprefect. Consider că este o bucurie, este o dovadă în plus că Guvernul României, reprezentanții instituțiilor fundamentale a statului român, guvern, președinție și parlament, recunosc meritele minorităților naționale în a face un lucru bun, atât pe plan național, cât și pe plan local, cât și pe plan național.
Mă bucur să văd toate aceste publicații editate de Uniunea noastră, pentru că foarte multe din acestea am participat și eu. Și și nu în ultimul rând, mă mândresc întotdeauna cu un site deosebit care îl avem, rutenii.ro, care, din punctul meu de vedere, este foarte bine structurat, foarte bine pus la punct și reprezintă fidel viața și activitatea Uniunii noastre. Vă mulțumesc! Și acum, permiteți-mi cu profundă mulțumire, nețărmurită bucurie, deosebită onoare, să o invit pe doamna Maria Bocor să ne prezinte comunitatea din Pojoga Creativă a Rutenilor. Vă rog, doamna Bocor. Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru onoare că m-ați pus ca să reprezint minoritatea. În 1984, noi ca minoritate am venit în această comună, mai ales satele Sărciva și Pojoga, ne-am mutat în Pojoga. Familia mea a fost primii care au venit. După noi au venit rudele noastre, prietenii, s-au căsătorit fete, s-au format familii mixte. Acum suntem o comunitate destul de măricică, destul de mult. Încercăm să ne păstrăm limba, să ne păstrăm tradițiile cât putem. Am participat la toate manifestările, am fost la și copiii în tabără și anul acesta. Am participat la toate congresele mondiale și peste tot unde s-a organizat cu minoritatea noastră. Suntem foarte mulțumiți. În ultimul rând, domnul primar ne-a acceptat, fiind și consilier, ne respectă, cu mare grijă, are grijă de noi, ne respectă, nu face discriminare, că suntem de altă nație, că suntem tot români, suntem de ai noștri toți. Chiar de-aia au și venit foarte mulți din rudenile mele, din prietenii noștri din Maramureș, că aici am fost primiți foarte bine, cu căldură, oameni buni, calți, respectoși, nu au făcut discriminare, n-au zis că suntem altă naționalitate, nu, ne înțelegem perfect. Suntem foarte mulțumiți și mulțumim Uniunii că ne acceptă, ne primește peste tot, ne susține, ne ajută ca să promovăm tradițiile noastre, să promovăm limba, să participe copiii în tabere, să se bucure. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, mulțumim dumneavoastră, cei care ne-ați reprezentat peste tot și ați avut grijă de noi. Mulțumim tare mult! Doamna Andreea Jujano, inițial ne-am cunoscut prin telefon, vorbind, identificându-ne din punct de vedere fizic. Acum dați-mi voie să exprim plăcerea că în sfârșit am reușit să ne întâlnim. Sunt sigur că dacă se ivesc situații și cu Deriu, bineînțeles, dar și cu domnia voastră personal, să continuăm colaborarea și vă invit să transmiteți mesajul Deriului al dumneavoastră personal rutenilor din cele două comunități. Mulțumesc mult! Eu nu sunt obișnuită să vorbesc în public, deci am emoții și am emoții din cauza că n-am așteptat să avem o primire atât de călduroasă. Chiar bănuiam că va fi călduroasă, dar nu credeam că va fi atât de foarte plăcut. Și acest fapt vreau să vă mulțumesc. Și nouă ca instituție este foarte important să mergem la fața locului unde sunt grupuri și comunități ale minorităților etnice și naționale din țară, ca să vedem cum este situația pe loc, de pe față. Și așa să ne cunoaștem mai bine și ca persoană și ca comunitate, foarte bine limba română, dar încerc, mă străduiesc. Și deci
ne e foarte important să ne cunoaștem reciproc și să colaborăm în continuare împreună, să avem proiecte împreună și să promovăm identitatea fiecărei etnii și națiuni din țară și să accentuăm că multiculturalitatea e în plus. Diversitatea chiar ne unește, cum e și sloganul de reuniune. Pe undeva, întâmplarea și Dumnezeu a făcut ca această activitate a noastră să aibă o importanță și mai mare pentru comunitatea rudenilor din Cojoca și Sălciva, Comuna Zam, județul Hunedoara. De ce? Acest coș cu flori. La... Thank you.